Consiliul Comunei Adâncata funcționează într-o clădire veche de peste 120 de ani. Pentru că timpul și-a pus amprenta peste edificiu în anul 2000. Ce
punct de vedere al derulării de procesul de învățământ, întrucât în spatele nostru au imediat să află în construcție așa mai departe. Pentru că la școală copiii nu pot să respecte nici măcar normele minime de igienă, părinții unora dintre ei au decis să-i transfere la Suceava. Chiar astăzi, doamna directoare cu domnul viceprimar au plecat la inspectoratul școlar pentru că 5 părinți au venit să-și retragă copiii pentru că care m-a învățat începând în 16 septembrie în această școală. Adâncata nu are nici măcar o unitate școlară autorizată de Direcția de Sănătate Publică.